Potrivit ultimelor date oferite de municipalitate, pe străzile din oraș sunt aproximativ 5.000 de câini fără stăpân. Aceștia vor fi toți marcați cu microcipuri de medicii veterinari din cadrul serviciilor locale, iar costul operațiunii nu este deloc de neglijat. 33,54 de lei va plăti administrația locală pentru microciparea unui maidanez, iar un calcul simplu arată că pentru această procedură se vor cheltui peste 1,6 miliarde de lei vechi. Tariful a fost aprobat în ultima ședință a Consiliului Local, cu unanimitate de voturi, fără ca vreunul din consilieri să aibă ceva de obiectat când li s-a supus la vot proiectul de hotărâre. Autoritățile spun că în acest fel vor ține o mai bună contabilitate a animalelor de pe stradă. În acest timp, peste 360 de câini se află la adăpostul din Giurgiu, iar cazarea lor presupune alte costuri de sterilizare, vaccinare și deparazitare. Aceștia sunt apoi pregătiți pentru adopție, dar oamenii nu se înghesuie să iau un patruped acasă. Camera Deputaților a adoptat legea eutanasierii câinilor fără stăpân și, potrivit acesteia, maidanezii vor fi eutanasiați dacă nu sunt adoptați în 14 zile. Cu toate acestea, la Giurgiu nu s-a efectuat până în prezent nicio eutanasiere, pentru că se așteaptă stabilirea normelor de aplicare.